Astăzi am găsit un server de Minecraft care este doar pentru fete și este interzis băieților. M-am furișat cu un cod de fată ca să văd ce se întâmplă pe server și s-a întâmplat asta. Tocmai am găsit un server de Minecraft care este doar pentru fete și băieții nu au voie. Practic spune că băieții o să fie banați. Aici ne spune că toate fetele sunt invitate să vină și ne mai explică câteva chestii despre puterea fetelor și fără băieți dezgustători sau violenți. Deci efectiv nu ai voie ca băiat să te joci pe serverul ăsta de Minecraft. O să încerc să mă furișez și să vedem care este faza cu serverul ăsta și ce fac fetele pe serverul ăsta. Pe server sunt doar 10 fete în secunda asta și sunt foarte, foarte curios cum o să meargă. Haideți să vedem. Deci tocmai am făcut rost de un cont de Minecraft de la prietena mea Ana. Shout out Ana, mersi foarte mult de cont. Și practic are skin-ul ăsta. Ok, cred că o să trebuiască să schimbăm skin-ul, pentru că nu cred că o să mă creadă cineva că o să fiu fată cu skin-ul ăsta. Bun, deci am căutat pe Google Minecraft girl skin și o să mergem pe primul link, presupun. Efectiv am nevoie de orice skin de fată. Skin-ul ăsta nu arată deloc rău. Sincer chiar merge. Ok, fraților, suntem pregătiți să fim fată pe Minecraft. Save and use. Bum, avem și skin-ul. Haideți să vedem cum o să decurgă. Bun, fraților, am revenit din Minecraft și efectiv am adăugat serverul și scrie Girls Only Server. Deci ăsta e un server doar și doar pentru fete. Ok, sunt pregătit să mă conectez. Nu știu ce o să ne aștepte. Oh my god, sunt aici. Uite-l pe Alexander. Hi, welcome. Wow, are you a boy? Hello. No, I am a girl. Ok, deci m-a întrebat dacă sunt fată și dacă împart contul cu cineva. Ok, asta a fost așa din start. Can I join the server? Ok, deci astea sunt regulile. Fără băieți sau cu conturi șeruite. What? E un server doar de fete. Wow, nu pot să cred că există așa ceva. Uitați-vă ce primim la început. Și uitați-vă la skin-ul meu, pe bune, adică... Chiar zici că sunt fată 100% legit. Ok, deci aparent e un server de survival, cred. Lol, și aici și-au făcut fetele, bă, și-au construit ele, nu pot să cred. Practic le-am spus că am un prieten băiat care ar vrea să joace, dar dacă n-are voie e ok. No boys allowed, deci nu au voie băieții. Deci am nevoie de un server unde ai voie doar cu cuplu ca să vin cu băieții aici. Nu înțeleg ce se întâmplă aici, dar este foarte caterincă, bă. Cum adică server closed? Bă, abia intrasem, abia mă distram și eu aici. Am intrat oficial pe serverul de fete și sunt curios dacă intru cu contul meu de băiat ce o să spună. One eternity later. Între timp m-am logat pe contul meu și acum o să vedem ce se întâmplă dacă un băiat intră pe server, efectiv. Oh my god, am intrat aici pe server, ești nebun? Hello, hi, welcome, are you a boy? Yes, I am. Tocmai le-am spus că o prietenă de-a mea mi-a recomandat serverul ăsta și că sunt un băiat. Can I join you guys? I'm nice. Le-am întrebat că pot și eu să vin pentru că sunt de treabă și că sorry, this is a girl only server, I'm sorry. Nu putem să facem o excepție? Le-am spus că este iubita mea care se joacă aici, nu pot să mă joc și eu? Let me play, please. Lăsați-mă să mă joc și eu aici, vreau și eu să mă joc aici. Pare rău, frate, doar fete. Alexander nu e băiat? Îl cheamă Alexander. I'm a girl. Avem server de faction dacă vrei să joci cu iubita ta. Oh my god, mi-au dat bani. Cred că tocmai mi-am luat bani. Fraților, tocmai cred că mi-am luat bani de pe server. Fraților, sunt Luca din viitor de la Edit și tocmai am realizat, cred că îmi luasem bani la faza asta. Deci, de fiecare dată când intru îmi scrie chestia asta. Deci cred că tocmai ne-am luat mare, mare ban. Sincer, cred că băieții nu prea au voie pe serverul ăsta. Nu știu, am eu o impresie. Aaa, așa crezi tu? What? Unde sunt acum? Deci nu înțeleg, efectiv, serverul s-a închis și acum m-am teleportat pe creative. Deci serverul s-a închis și o să revin în 15 minute. Băi, ce facem? Noi ne jucăm aici acum? Bă, deci chită în asta 2012 i s-a furat toporul și plânge de când am intrat aici. Fă-ți alt topor! Numai fete au făcut toate chestiile astea. Ok, fetele poate chiar știu să facă chestii în Minecraft. Băieții care se uită la clipul ăsta nu știu ce o să creadă despre fete după ce văd asta. Deci, efectiv, o fată a făcut toate chestiile astea. Bă, ce bă aici? What? E armata? Bă, chestia asta chiar arată bine, ești nebun? Cine s-a gândit să facă chestia asta? What? Deci, efectiv, am întrebat că pot să mă teleportez undeva, că vreau să văd niște construcții șmechere. Oh my god, am ajuns la cineva, e fată? Nu, alo, bună? Hei, asta seamănă a băiat. Alexander, ești băiat cumva pe un server de fete? Hei, uite-te la mine, hei. Mi-a făcut un prieten. Mi-a făcut mai mulți prieteni. Ce aici? Your skin is very nice. Flirtează cu mine pe Minecraft? What? Oh my god, nu pot să cred. Sunt la întâlnire pe Minecraft, boys. Sunt la întâlnire pe Minecraft. I could be.
Oh my god, flirtează cu mine. Nu pot să flirtez cu mine pe Minecraft când am skin de fată. Efectiv mă roșesc. Oh my god, am reușit să mă teleportez la o fată, boys. Nicky Alexander m-a întrebat dacă am un loc unde locuiesc. Nu am casă, efectiv, i-am spus că... Oh my god, are o albină, ești nebun? Bă, chestia asta chiar e tare, trebuie să recunosc. Cine s-ar fi gândit că o să ajung să mă dau fată pe Minecraft? Uită-te și tu, și tipa asta e deja prietenă cu mine. N-ai ce să mai ceri. M-a întrebat dacă vreau să intru în orașul ei. Oh my god, mi-am făcut o prietenă. M-a invitat în oraș, nu cred. Oh my god, cât de vaci are aici, ești nebun. Bă, dar orașul ăsta chiar e bine pus la punct. Să nu construiești nimic nebun fără permisie, ești nebun? What? Oh my god, ne-am mai făcut o prietenă, Strawberry. Băi, eu fac chiar multe prietene aici, ești nebun? Oh my god, that's so cute. Wow, ce drăguț, o cheamă Nori. Trebuie să mă comport ca o fată, ok? Trebuie să am comportament adecvat ca să mă integrez aici. Efectiv, ăsta este un perete cu toți membrii ai orașului. Oh my god, vrea să mă treacă și pe mine. Oh my god, nu pot să cred că sunt pe perete. Sunt oficial din oraș, sunt de aici, ești nebun? Ia uzi, a venit ăsta și cică, I am a boy. Și zice, cică, păi atunci trebuie să pleci. Și cică, nu, și i-a dat bani, cred că i-a dat bani, ești nebun? Doamne, iar zice, bă, Nori, că i-a furat toporul. Bă, îți dau eu topor, taci, Nori, din gură. Vreau să fac o casă urâtă rău de tot și să întreb pe fete ce părere au de casa mea. Unde să-mi fac oare casă? Ok, fraților, sunteți gata să vedeți o casă mai urâtă decât le fac în mod normal? Pentru că o să fac o casă atât de urâtă, efectiv. Deci o să punem aici o ușă și după aia venim așa cu niște dirt. Oh my god, a venit la mine la casă, Nicky. Deci am spus că tocmai am început să-mi construiesc casa și ce părere are. Bă, ce e, bă, asta? O să-mi pun o barcă, pot să-mi pun o... Oh, perfect, am pus și o barcă aici. Ci că faci casa destul de rapid, n-o să mint. Arată destul de bine până acum. I-a spus că am mai jucat Minecraft. Kitten, ce părere are de casa mea? It looks good so far. Bă, fraților, mă distrez prea bine pe serverul ăsta. Cred că îmi place prea mult. Efectiv, nu pot să cred că zic arată bine casa aia când arată de fapt oribil. Oh my god, a venit să-mi dea flori. Deci așa se joacă fetele, își dau flori între ele, de-astea frumos. Deci cadou de casă nouă, ea mi-a dat flori. Wow, mie chiar îmi place serverul ăsta, ești nebun, le pun în casă florile. Bum, și am terminat și casa. N-ai mă ce să spui de casa mea. Efectiv, n-ai ce să spui de casa mea. Are frumos podea, are barcă, are chest, are tot ce vrei. Parcă se potrivește în oraș prea bine. Uite-te și tu cum arată. Deci e efectiv perfect. N-ai ce să spui. Cred că e timpul să ne luăm la revedere de la prietenele noastre pe moment. Tocmai le-am spus noapte bună pentru că am un test important mâine și că iubesc serverul ăsta. Bye, ok, take care. Deci ai grijă de tine, papa, papa, toată lumea. Asta a fost destul de fun. Cam asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Ne auzi și noi data viitoare. Pa, pa.